Comentator sportiv n-am fost, însă este cu siguranță un subiect foarte interesant, sportul. Din păcate, din ce în ce mai puțin dintr-o, știu eu, pornire naționalistă, națională sau de sentiment de apartenență la un grup, la o națiune, și din ce în ce mai mult sportul este ca tentație de urmărire, așa cum se întâmplă cu fotbal, așa cum se întâmplă și cu alte sporturi, de exemplu sportul de contact, foarte la modă în ziua de azi. În ceea ce privește rezultatele la Olimpiadă și importanța prezentării sportivilor noștri la nivel internațional, acolo unde ne putem compara, unde avem niște baze, să spunem așa, obiective de comparație, sunt cu siguranță mulțumiți, sunt cu siguranță nemulțumiți, dar din păcate cei mai mulți sunt indiferenți. Părerea mea este că rezultatele sportive relativ slabe pe care le are țara noastră, în special pe sporturile individuale, acolo unde există din păcate o vizibilitate, o attendance, cum se spune, o vizibilitate destul de redusă, destul de scăzută, e bine, la acest nivel rezultatele sunt slabe și din cauza faptului că noi nu avem un sentiment național care să ne unească. Să știți că și genetic suntem foarte heterogeni, deci nu ne așteptăm să fim o națiune foarte omogenă din cauza faptului că, așa cum ne-am format, au fost foarte multe contribuții genetice, inputuri genetice care au dus la un popor foarte divers din punct de vedere al comportamentului, al fenotipului, chiar dacă viguros din punct de vedere al sănătății și destul de inteligent ca și medie europeană, însă foarte heterogen și greu de lucrat cu el. În general, populațiile omogene, cum sunt populația galbenă, mongoloide, cea care populează în special Asia, e bine, aceasta este cu siguranță mai omogenă din punct de vedere al tipologiei și al activității și, în consecință, cu rezultate bune și la muncă și la sport. Noi suntem heterogeni, noi am avut și avem în continuare câteodată vârfuri, dar nu ne putem baza pe o constantă într-un sport anume, din păcate. În ceea ce privește gimnastica, de exemplu, acolo unde n-am mai avut antrenori și nu am mai avut condițiile spartane de pregătire, lucrurile au evoluat undeva spre normal și suntem acolo unde suntem, nu mai suntem în topul 3 cum eram odată. În ceea ce ne privește cu celelalte sporturi, cu fotbalul, care are o vizibilitate bună, dar în scădere, și la fotbal. În ceea ce privește alte sporturi, basket, handbal, deși avem rezultate notabile, vizibilitatea este din păcate în scădere și probabil că în viitor și banii vor curge mai puțin spre aceste sporturi. Ca asta contează foarte mult. Sportul de echipă este un sport relativ sau foarte scump, dar și sporturile individuale sunt destul de scumpe și trebuie să se folosească să se cheltuie niște bani pentru pregătirea sportivului. Este foarte important ca ea să se realizeze în condiții similare cu concurența, ca să zic așa. Dar probabil că sportul nostru nu suferă altceva decât de indiferența noastră.